Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi am primit, tocmai ce am primit de la prietenii noștri la Carpate, în Premium Angus, niște carne de o calitate foarte bună. Deci acesta e coletul pe care l-am primit, Carpate în Premium Angus, o carne de vită de Angus, de o calitate excepțională. Numai o secundă. Aici avem niște bucăți de carne pe care se poate folosi și la gulaș, dar eu mai degrabă o să o folosesc la o tocăniță, pentru că e o carne foarte fină, foarte bună și atunci ea merge, bineînțeles, la orice mâncare și la gulaș, dar eu o să fac din ea o tocăniță super bună, cu multe legume, mai ales că acum e sezonul legumelor și o să facem o tocăniță și numai bine că la această tocăniță musai mere și o mămăligă să facem la sfârșit. Asta e bucata de carne Angus, o punem deoparte. Aici din nou două rasole, două ose de vită, tot așa și din asta deja și știu ce o să fac. Asta merge foarte bine la ciorbe, în special la ciorba de burtă, dar eu cu siguranță m-am și gândit deja ce o să fac. O să fac o ciorbă țărănească cu foarte multe legume, pentru că acum e sezonul legumelor, oameni buni. Ia uitați. Deci, prietenii noștri, încă o dată mii de mulțumiri de la Carpate în Premium Angus. Mulțumim din suflet. Mâine, bineînțeles, mâine când vin de la lucru, primul lucru o să facem o ciorbă țărănească cu foarte multe legume, cu aceste două rasole care sunt super faine și cu siguranță și foarte bune. Iar din această pungă o să facem o tocăniță. Bineînțeles că facem o tocăniță. Eu mi-am și pregătit aici. Eu mi-am pregătit aici 3 ardei. Un ardei capea roșu, un ardei graz roșu, un ardei galben, 3 cepe, 2 roșii pe care deja le-am decojit, o legătură de frunză de pătrunjel, bineînțeles nelipsita boia roșie dulce, așa cum am zis la noi la Moroșeni, aproape orice mâncare mare cu boiaua roșie dulce, sare, chiper și ulei. Oameni buni, hai da să trecem la treabă, să ne apucăm de rețetă, o rețetă foarte bună cu multe legume, să trecem la treabă. Acum fain frumos, așa cum îmi place mie de fiecare dată, o să ne apucăm și o să ne tăiem legumele. Eu o să tau, bineînțeles, ardeii, o să-i tau fâșiuță, ardeii tăiem fâșii, ceapa o să tau solgișor, iar roșiile o să le tăiem cu bulețe. Oameni buni, o să tăiem ardeiul, ardeiul mi-l tau fâșiuță. Ia, așa o să procedăm, așa o să-l tăiem. Nu am tic să-mi iau un vas, în ce să pun. Ceapa, așa cum a zis, o să tăiem solgișori, roșiile le tăiem cu bulețe. Așa o să procedăm, acum n-are rost să vă țin, o să vă plictisesc. Îmi tau legumele, iar când sunt gata cu ele, revin cu alte imagini. Oameni dragi, am terminat, am tăiat ardeiul, așa l-am tăiat, fain frumos, fâșiuță. Acum o să tăiem ceapa. Ceapa o să tăiem solgișori. Așa tăiem și ceapa. Am terminat de tăiat și ceapa, o punem deoparte. Acum o să tăiem roșiile. Roșiile, așa cum am spus, le tăiem cu bulețe. O să-mi scot doar cotoarele astea verzi, care nu sunt bune, astea trebuie înlăturate. Așa. Dar de aștept să fac tocănița din carnea asta de vită Black Angus. Să vedem cât e bună, dar cu siguranță știu eu la sfârșit că e foarte bună. Acum tăiem așa pătrățele, astea le tăiem pătrățele cu bulețe. Așa o să procedez și cu roșiile. Oameni dragi, am terminat, am tăiat toate legumele. Acum o să tau și frunzele de pătrunjel. Eu mai rămas numai frunzele de pătrunjel. Le tăiem și astea. Și apoi ne ducem dincolo în cealaltă bucătărie. Și ne apucăm de rețeta propriu zisă. Oameni buni, am pus o cratiță pe foc. Am lăsat-o un tic să se încingă. Acum o să punem un tic de ulei. Atât, nu foarte mult.
lăsăm să se încingă bine, bine și uleiul, iar apoi o să punem carnea. O să punem carnea și o să-i dăm feță. Am lăsat uleiul să se încingă aproximativ 2 minute. Acum o să punem carnea, ia ce carne faină. O să o punem acolo fain frumos și o să-i dăm feță. Apoi o să punem legumele după ce-i dăm feță la carne. Mamă, mamă, ce carne faină, minunată! Așa, oameni dragi, lăsăm acolo aproximativ 2 minute, 2-3 minute, cât să-i dăm feță la carne. Am lăsat carnea aproximativ 2 minute jumate, cât i-am dat niște feță. Oameni buni, nu vreți să știți ce frumos miroasă. Mie îmi place carnea de vită și în special carnea de vițel. Eu mănânc foarte mult carne de vițel, îmi place foarte mult, dar vreau să vă spun că carnea aceasta are o mireasmă atât de plăcută și miroasă atât de frumos, Doamne fer și apără. Acum o să adăugăm ceapa. Adăugăm fain frumos ceapa. Păcat că nu puteți să și mirosiți. Vedeți ce fain miroasă. Deja o mireasmă așa de plăcută. Mai lăsăm, oameni dragi, lăsăm și ceapa. O lăsăm așa aproximativ un minut jumate. După aia o să punem și ardeii. Lăsăm așa fain frumos să se înnoie puțin ceapa. Na, oameni buni, ceapa noastră s-o înmuie deja. Ia uitați ce fain, a început să se înmoie. Acum o să adăugăm fain frumos și ardeii. O să facem o tocăniță de milioane, oameni buni, mai ales că cu foarte multe legume. Punem cât mai multe legume și o să vedeți ce tocăniță bună iasă. La sfârșit ne omlinge noi pe degete de la tocănița asta. Lăsăm așa 2-3 minute și ardeiul, pentru că ardeiul e un pic mai mare și un pic mai gros. Îl lăsăm așa vreo 2 minute bune să se cărcălească și el să se moaie și apoi revin cu alte imagini. Am lăsat și ardeiul gras, am lăsat aproximativ 2 minute, 2 minute jumate să se cărcălească bine, bine. Acum punem fain frumos și roșiile, adăugăm roșiile. Așa. Amestecăm bine, bine. Trebuie să-mi iau o mânușă, am uitat să-mi iau o mânușă. Amestecăm bine, bine, oameni dragi. Mai lăsăm aproximativ un minut cât să se topească un pic și roșiile. Iar apoi o să adăugăm boia roșie dulce. Eu o să pun boia roșie dulce. Acum cui îi place un pic picant, poate pune boia roșie un pic picantă. Fiecare cum îi place pe gustul lui. Dar eu rețeta asta de tocăniță am învățat-o de la bunica mea. E o rețetă veche, tradițională, pe care am învățat-o încă de când eram copil. Nimeni o făcea bunica mea și îmi plăcea foarte mult. Și facem această rețetă, așa. Noi acum punem fain frumos. O să punem și o linguriță de boia roșie dulce, pentru culoare și pentru gust. Amestecăm bine, bine. O să punem un praf de sare, un praf de chiperi. Apoi o să adăugăm un pic de apă. Foarte puțină apă, cât să acopere un pic carnea. Mamă, mamă, ce fain miroase, Doamne, fie și apără. Și așa arată bine. Deja noi dăm un praf de sare, nu foarte mult, pentru că la sfârșit o să-i dăm gustul final, o să condimentăm și dăm gustul final. Acum punem cât să-și tragă carnea aromele. Așa. Ia că mi-o sosit și mânușa. Amestecăm bine, bine, oameni dragi. Apoi punem un pic curuz de apă, numai cât să astupe un pic cărnița. Și o să o pun un capac și o să o înăbușesc un pic, oameni buni. Un lucru foarte important și un secret. La orice carne, indiferent, dacă vreți să vă iasă bună, fragedă, dar asta cu siguranță o să iasă de milioane, la sfârșit puteți pune un capac. Acum o să pun un pic de apă, nu foarte mult, pentru că legumele, după cum vedeți, și-o lăsat deja zoftul lor. Atât, foarte puțin. Amestecăm din nou. Așa, nu, oameni buni, acum o lăsăm, o să dau aragazul mai încet și o lăs la foc de voie până carnea se aproape se iartă.
iar când carnea aproape se artă, la sfârșit o să-i mai dăm praf de sare, praf de chiper, gustul final. Acum o să pun fain frumos un capac. Nu știu dacă se vede, se va arăta și dumneavoastră cum arată. Ia cum arată. Acum, ca să o înăbușim un pic, punem un capac și lăsăm vreo 10 minute așa cu capac, după care o să luăm capacul și apoi o lăsăm de voie. Dau mai încet maragaz un pic, ia așa, și apoi revin eu cu alte imagini. Oameni dragi, tocănița noastră e vită, e gata, e vită Angus, e gata, e aproape gata. Eu am lăsat aproximativ 40-50 de minute să se iarbă. E acum o scăzut, o îngroșat. Acum pe final o să punem și frunzele de pătrunjel. Adăugăm fain frumos frunzele de pătrunjel. Punem acolo. Mamă, mamă, ce bine miroase, doamne, pe ceapă. Amestecăm mai un pic, oprim aragazul. O lăsăm un pic deoparte până facem noi o mămăligă. O să facem și o mămăligă. Iar apoi vă prezint farfuria finală. Doamne, ce bine miroase. Oameni dragi, tocănița noastră din carne de vită, din Black Angus, e gata, cu multe legume, exact așa cum făcea bunica mea când eram copil mic, o rețetă tradițională din zona Maramureșului. Vă doresc poftă bună, lângă am făcut, bineînțeles, așa cum am spus, o mămăligă bună sau o tocană, cum se zice la noi, niște castraveți murați, pus de anul acesta de soția mea, acum i-am pus și deja smurați, acum vreo 3-4 săptămâni. Și bineînțeles, o să vă servesc pe toți abonații canalului meu și pe toți iubitorii canalului meu cu un păhărel de horincă de pere. Nu o să pun foarte mult, pentru că așa cum am spus, asta e medicament. O să pun un păhărel în cinstea dumneavoastră, a tuturor. Vă doresc poftă bună, n-am o să vedem și cât e bun, dar cu siguranță o să fie foarte bun. Oameni dragi, o mâncare împărătească, o mâncare de regi. Mamă, mamă, exact așa cum făcea bunica când eram copil mic, când ne adunam tăzi la masă, tăzi nepoță și ne țepa o tocană, ne arunca acolo pe masă o tocană cât roata de la ștraf, de la car. Mamă, mamă. Bineînțeles, ardei, pardon, castraveți murat. Mamă, ce bunii, doamne, pe șapcă. Carnea de vită. Mamă, dar ce bine s-o fiert. M-am așteptat să trebuia să fiarbă mai mult, dar s-o fiert așa de rapide. Oameni buni, vă recomand din toată inima. Acum să mă iertați că vorbesc cu gura plină. Mamă, ce bune, doamne, feșapă. Mă ajung un castravete. Uitați cât îți de crocant. Dragi prieteni, eu sunt Sandu Gospodaru, dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să ne urmăriți în continuare. Până data viitoare, numai bine rău la nimeni. La mulți ani, Doamne ajută la toată lumea. Nu, da. Am un ocupiu de el, nu vă teme.